Adevărat vă spun vouă că acela s-a întors mai îndreptat la casa lui decât acesta. Și asta este concluzia pericopii evanghelice de astăzi, pe care o găsim la Luca, capitolul 14, versetele 10-14. Biserica noastră a rânduit ca, înainte de începerea postului, să se citească o serie întreagă de capitole evanghelice, în care să se pregătească inima noastră pentru post. Postul acesta al Paștelui este un post de doliu. De mai multe ori v-am spus că posturile sunt patru în cursul anului, posturi mari, patru, iar posturile mici de săptămână, de o zi sau de miercurea și vinerea sau în special de sărbători speciale sunt mai multe. Postul Crăciunului, așa cum am postit atunci, este un post de pregătire a inimii noastre pentru primirea Mântuitorului. Este un post de bucurie, un post al nădejdei. Toate posturile sunt spre nădejde, dar în mod special postul Crăciunului este un post al nădejdei pentru că ne pregătim inima noastră să primim pe Iisus prunc. Iisus care se naște pentru noi, inima noastră să fie peștera în care Iisus se naște. Postul Paștelui este un post de doliu, este un post al suferinței, este un post al pocăinței noastre, e un post prin care încercăm să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, de aceea postul este mai drastic decât cel de la Crăciun. Încercăm să ne apropiem de Dumnezeu pentru că știm că și noi am participat la răzignirea Mântuitorului în strămoșii noștri care au răzignit pe Iisus. Simțim în inima noastră că în fiecare zi răsignim pe Iisus prin păcatele pe care le facem. Orice păcat pe care îl facem este un pui în palma lui Iisus, orice păcat pe care îl săvârșim este un spin pe fruntea lui Iisus. Și așa că sub acest punct de vedere noi știm că contribuim într-o mare măsură la răsignirea și la pătimirea Mântuitorului. De aceea postul acesta al Paștelui este un post de umilință și de cerere de iertare. Dar ca orice post, el are în el o nădejde. Și nădejdea noastră este că Iisus va pătimi, va muri, fi crucificat pe cruce, dar a treia zi va învia și va duce învierea tuturor din pătimiri și din moartea păcatelor. De aceea Biserica ne pregătește pe noi. Astăzi ne învață Biserica pocăința, ne învață umilința, modestia. În general, păcatul cel mai mare al oamenilor este mândria. Acesta a fost cel mai mare păcat în cer. Pentru că atunci când îngerii au căzut cu Lucifer, au căzut din cauza mândriei. Vreau să spun ceva. Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune. Întâi și întâi a făcut lumea nevăzută. Toată lumea nevăzută a fost bună. Și toată lumea văzută după aceea a fost bună. Atunci ne întrebăm, de moment ce nu există rău și bine. De moment ce nu există această distinție, rău și bine, rău înseamnă lipsa binelui, rău nu este o creație. Rău este absență a binelui. Acolo unde încetează binele, unde încetează prezența lui Dumnezeu, acolo se instalează rău. Deci rău este numai forma negativă a binelui. Și atunci, cum s-a întâmplat rău cu zutângerii? De unde răutate, de moment ce nu există principiul rău? Satana încă nu există. Mi-am dat aminte că Părintele Răzuș, la teologia apologetică, ne spunea că înainte de a fi răul, îngerii care au căzut din mândrie pentru că au crezut că pot face lucruri mai bune decât Dumnezeu. Revolta lor a fost împotriva faptului că Dumnezeu li se părea lor că lumea nu era perfectă. Și atunci, așa s-a născut răul, dintr-o fie. Prima resursă a tuturor păcatelor în lumea aceasta, fie lumea materială în care trăim noi, fie a domnesc în care încercăm să trăim. Toată această lume este pusă sub blestemul mândriei. Din mândrie se nascoate toate păcatele, toate revoltele, toate neînțelegerile, toate ura și războaiele, vorbind de între noi, ca persoană, în familie, în societate, în lume, toate se nasc din acest sentiment luciferic al mândriei. Așa că, noi în fiecare zi, prin mândria noastră, apucătăm împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu avem niciodată o viziune exactă a raportului dintre noi și Dumnezeu. Dumnezeu este desăvârșit. Sfântul Maxim Mărturisitor spune că nu există adjectiv prin care să definim pe Dumnezeu. Că orice adjectiv pe care l-am folosit noi, sunt bun, perfect, desăvârșit, total, bun, așa mai departe, toate nu fac decât să introducă niște termeni lingvistici
în esența divină, care nu poate fi definită niciun timp. El merge și mai departe. Spune, dacă ceea ce vedem în lumea aceasta este bun, înseamnă că Dumnezeu nu este bun. Pentru că El deasupra bunătății pe care o duce prin noi, prin noastră. Dacă ceea ce vedem este drept, înseamnă că Dumnezeu nu este drept, este deasupra bunătății. Iar dacă tot ceea ce vedem noi există, înseamnă că temul de existență, în sensul acesta pământesc, nu putea aplica lui Dumnezeu. El este deasupra existenței. Așa de adâncă este cugetarea teologică a Sfântului Maximus de Cristolul și a tuturor Sfinților Părinți, încât pentru mintea noastră îi apare un abis. Dacă această gândire omenească, insuflată de Duhul Sfânt, îi se pare un abis de neînțelegere pentru noi, cât de mare trebuie să fie abisul desăvârșirii divine. Așa se spune Maximus de Cristolul. Că atunci dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să renunți la tot. Să-ți curești mintea, să-ți curești inima, să vezi în fața ta abisul divinității, să arunci în el. Și atunci Dumnezeu trimite îngerii săi, care pe brațele vor purta, ca nu cumva să slăvească piciorul tău de piatră, cum spune la Matei 2. Iubiții mei, aceasta este raportul nostru cu fața de Dumnezeu și noi nu înțelegem lucrul acesta și ne trufim. Fiecare la rândul lui se trufește cu ceva. Cel mai de jos om se trufește cu faptul că face ceva, știu eu, în meseria lui. Sau care are o casă, sau care are un copil. Iar această trufie crește odată cu treptele sociale. Până sus, la vârful societății, unde trufie este așa de mare încât omul pierde, conducătorul pierde contactul cu poporul, pierde contactul cu adevărul, pierde contactul cu realitatea și trăiește într-o lume a lui în care el se vede pe sine însul său. Toate mișcările totalitariste, toate guvernele totaliste au dovedit cu acesta. Cum a ajuns sus, vorbit de trufia pinciferică, pierde legătura cu semnele lui, cu societatea și este un om pierdut. Este un demonizat. La nivelul nostru fiecare suntem demonizați prin mândrie. Vă spun aceasta din o experiență personală, atât cu mine însumi, cât și cu cei care se spovedesc. Cercetați-vă și vedeți că trufia, mândria este cel mai mare păcat pe care îl aveți. Fiecare vine și mărturisește păcatul trufiei și pleacă de aici să întoarce la trufia lui. În aceasta constă vina noastră în răstignirea lui Iisus. Prin faptul că în fiecare zi se vărșește păcatul cel mare al mândriei, nu avem uidință, nu înțelegem diferența ontologică între noi și Dumnezeu. Mi se pare că facem un salt și am ajuns la Dumnezeu, am ajuns ca Dumnezeu, așa cum vrea să fie Adam și Eva, că le-a ispitit diavolul. De aceea, pericopa evanghelică de astăzi, despre mândrie, iar de cum este mândria la un om mândru și cum este mândria la un om nemândru. Cum este mândria la un om mândru, dar care se vădește drept pe sine însuși, pentru că el deplinește toate poruncile legii. Cum este umilința la un om păcătos, care știe că este păcătos și care mărturisește în fața lui Dumnezeu că este păcătos. Pericopa evanghelică spune așa. Mântuitorul spune, doi oameni s-au suit la templu ca să roage. Așa cum venim noi la biserică. Unul dintre ei era fariseu, celălalt era vameș. Fariseii erau o sectă, dar era secta conducătoare religioasă a poporului evreu. Și nu numai religioasă, ci și politică. Tot ceea ce se făcea în Israel, pentru Israel, împotriva romanilor, pentru popor sau împotriva neamurilor, toate erau conduse de farisei. Erau conducătorii spirituali, politici și juridici ai poporului evreu. Ei făceau legile, ei declarau pe cineva că este bun sau este rău. Ei dădeau verdicte privind bolile, trupului. Dădeau verdicte în privința cum se trebuie să comporte un om, un evreu, în societatea evaică. Toate aceste lucruri erau determinate de farisei care constituiau o clasă conducătoare, religioasă și politică și care, în cauza formalismului lor, cu timpul au ajuns la acest sens. Că spui de ceva că este fariseu, nu te gândești că el conduce o societate, că poate face ceva bun. Te gândești la el că este fals. Fariseismul înseamnă falsitate. Această clasă de conducere a uitat până în cele din urmă că Duhul era acela care dă viață literei și nu literă. Și-au transformat legea într-o literă moartă. Un cod
de comportamente pe care dacă le respectai în fața societății, erai socotit bun. Nu interesa dacă erai realmente drept în sine însuți sau dacă te-ai stat pe celor cu fii. Iar vameșii erau perceptori, cei care percep taxele și care lucrau pentru Imperiul Roman din cauza aceasta evreii urali și lucrau necinstit, pentru că luau taxe mari, o parte dea guvernul roman și o parte se îmbogățeau ei. De aceea, tipul păcătosului în conceptul laic era vameșul. De ce Mântuitorul a dat cele două tipuri extreme? Fariseul și vameșul, omul care se bătea că este drept și care era conducătorul spiritual și politic al poporului Deu și cel care făcea fapte rele și care era mai tâlhar decât toți tâlharii. Și spune cei doi oameni s-au suit atent. Fariseul a mers în față. Să te adepte în fața altarului, se bătea cu un drept și ziceau, Doamne, să mulțumesc ție că nu sunt ca ceilalți oameni, răbitor, desfârnat, mincinos, hoț și așa mai departe. Nici măcar nu sunt ca acest vameș. Iar vameșul stătea la ușă, nici măcar nu dădea să judice privirea, ci mai se bătea cu un drept și scria și striga, Dumnezeule, milostivi mie, Dumnezeu. Toată parabola se reduce la aceste prezentări, aceste două tipuri umane. Și în concluzie, Mântuitorul spune, adevăr vă spun vouă, că mai întors s-a întors, mai îndreptat s-a întors vameșul acasă lui, decât fariseul. Pentru că cel care se înalță pe sine, se va smeri. Iar cel care se smerește pe sine, se va înălța. Vizi credincioși, această învățătură pe care Iisus ne spune, este legea noastră. Legea noastră creștină ortodoxă. Umilința este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Ne umilim în fața lui Dumnezeu pentru că știm că să săvârșim faptele rele în fiecare zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul, și aproape în fiecare minut. Și nu exagerez când spun în fiecare minut facem o faptă. Gândim ceva rău. Chiar dacă nu facem faptă, o gândim. Și gândul, cum spune Apostolul Iacob, odăsvește fapta cea. Și fapta cea, odată săvârșită, a introdus pe în același timp, de multe ori, noi suntem ispitiți, ca și fariseul, să facem câteva fapte pentru ochii lumii și nu pentru Dumnezeu. Cel care face fapta pentru ochii lumii va avea o atitudine vizibilă. Ca și farisei, cum spune Mântuitorul, farisei, când posteau, îndecau un sac și puneau cenușe în cap, aveau fața tristă și nebărbierită, ca să arate tuturor că postesc. Și spune Mântuitorul, pentru lume postește. Își va lua răspată în lumea aceasta. În ce nu mai are nicio răspată? Dacă făcea o faptă bună, ieșea la răscurgea de străzi, punea să sune din strâmbițe și vreau săraci ca să primească bani de la dâns sau ajutare sau mâncare. Și spunea Mântuitorul, pentru lume o face, în lumea aceasta va avea răspată, pentru că nu este răspată în cer. Adesea noi suntem tentați să facem lucrul acesta. De altfel, literatura vorbește de lumea ca teatru, toată literatura. Contemporană de Osir vorbește de lumea ca teatru. Când toată lumea, toți ne comportăm ca niște actori pe scenă. Una este viața noastră intimă și alta este viața pe care îi expunem în fața lumii. Aceasta este fariseismul. Și așa de general este fariseismul nostru, încât numai când intri în biserică îți dai seama cine ești, cât de păcătos ești. Dacă te pătrunzi de rugăciune, dacă te pătrunzi de cuvintele Mântuitorului, când intri în biserică, te-ai simțit odată copleșit de propriul tău păcat. Și îți dai seama că tot ceea ce ai făcut, ai făcut pentru lume și nu pentru Dumnezeu. Dacă mergi în biserică, faceți pentru Dumnezeu. Nu stați ca farisei. Nu vă comparați cu cel pe care s-a uitit păcătos. Poate cel păcătos face mai bine decât tine. Și asemenea, vameșului, băteți-vă cu unul în piept și strigați în sinea voastră, Dumnezeu de milostiv fi mie păcătos. De altfel, dumneavoastră știți de rugăciunea inimii, să rugăm Mântuitorului, în care, dacă te rogi, nu atâta spui, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. De aici este luat textul. Dumnezeule, rostifii mie păcătosul, mă, că a rugat Iisus Hristos. Aceasta este, după cât se spun Sfinții Părinți și cei care practică rugăciunea inimii, să rugăciunea Isihastă, este cea mai completă rugăciune. Pentru că dintr-o dată te-ai pus în raportul real cu Dumnezeu.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Oricum ai fi și orice ai face în lumea aceasta, ești păcătos. Pentru că totdeauna diavolul te asaltează și tu nu poți să reziști, pentru că diavolul este duh și noi suntem trup. Trup și suflet. Diavolul este mai puternic decât noi. Te asaltează cu ispite, cu tot felul de imagini, cu mirosuri și cu gusturi și cu pipăituri, ne asaltează cu imaginația noastră, ne asaltează cu nebunia, îndrăciție care se împrinși de diavol. El te asaltează în toate tipurile. Și dacă găsești inima ta deschisă pentru toate ispitele, El pune stăpânire pe tine și te demonizează. Noi așa alungăm pe diavol inima noastră, spunând, Doamne Scriptură, Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Și accentuezi cuvântul păcătos pentru că știi că ești păcătos. Suntem păcătoși prin naștere. Când ne moștenim, păcatul strălușesc. Psalmul 50 spune, că după păcate m-a părăsit. Deci, în păcate ne-am părăsit. Suntem păcătoși prin faptul că adeseori gândim rău în inima noastră, împotriva tuturor și împotriva toate. Suntem păcătoși pentru că de multe ori depășim gândirea și intrăm în verbalitate și spunem prin cuvinte lucruri rele care jignesc și rănesc și să urim păcatul perfect, iar cu faptele nu mai vorbesc. Multe sunt căile prin care păcatul e întors sufletul nostru și singura nostru scut împotriva păcatului este să spunem așa, Dumnezeule, este Hristos, e milosiv, fii mie, păcătosul. Duminica viitoare va fi Duminica Fiului Sfântitor, tot așa un fiu care se întoarce la pocăință. Prin aceasta vrem să spunem că suntem păcătoși, că păcătim în fiecare clipă, că păcatele noastre sunt nenumărate, dar există o posibilitate de a fi iertați. Dumnezeu ne-a lăsat pocăință. Și ca fiul pierdut care s-a întors, pocăiți, a fost primit, reînfiat. Așa și noi suntem reînfiați în Iisus Hristos prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor și prin împărtășanie. Deci postul acesta este un post special pentru spovedanie și pentru împărtășanie. Dacă nu vă spovediți, dacă nu vă împărtășiți, sunteți exact ca fariseu. Pentru că spuneți, sunt drept, n-am de ce vă spovedesc, că n-am păcat. Sunt sfințit prin botez, sunt sfânt pentru că vin la biserică, n-am mai vrea să mă împărtășesc. Pentru că deja sunt un om sfințit prin botez și prin rugăciunea pe care o fac. Nu este adevărat. Mântuitoare sunt taina părtășanii și taina spovedanii pentru ca să se sfințească în adevărat. De aceea, îndemnul meu este, spovediți-vă și împărtășiți-vă. Să nu mai fie niciun om în biserica aceasta nespovedit și împărtășit, pentru că este singura cale să vă mântuiți. Este foarte greu să faci prima spovedanie. Pentru că nu te-ai spovedit 10, 15, 20, 30, 60 de ani, 70 de ani. Și când te uiți în urmă, la mulțimea păcatelor tale, zici, mi-e rușine să-i mărturisesc. Nu ți-a fost rușine să le săvârșești. Dar te rușinezi să le mărturisești. Să le pui în fața lui Dumnezeu să spui, Doamne, iartă-mă pentru toate păcatele. Dacă depășești acest prag, prezent un prag demonic, opoziția la spovedanie nu o faci tu, o face demonul mândrie din tine. Că dacă ai fi umilit, ai venit să te spovedești. Dacă ai fi umilit, ai spune, cum spunea Părintele Cleopa, când veneau vizitatorii să-l fotografie, spunea, de ce mă fotografiezi pe mine? Du-te și fotografiază măgarul ăla de pe pagă și îi pune numele Cleopa. Că nu sunt vrenic să mă pui poză. Ce sunt eu? Asta era adevărat o bilință. Să spunea, nu mă numesc Părintele Cleopa, că nu sunt decât un bunoi bătrân. Aceasta este o bilință. Eu nu zic că fiecare să spune lucrul acesta, dar așa să-l gândești din ta. Și atunci demonul mântuirii, demonul fie este îndepărtat, este învins pe bătrâna noastră. Deci, după aceea, dacă v-ați povedit prima dată, lucrurile merg ușor. S-a deschis inima. A intrat Duhul lui Dumnezeu, a intrat Îngerul Pocăinții în inimă și mărturisirea merge. Și vă mărturisiți, păcătuiți, dar Dumnezeu vă abre din nou. Această situație, noi suntem oameni supuși, păcat, fie că ești arhiereu, fie că ești preot, fie că ești om de rând, intelectual sau muncitor sau un gloi al societății, toți păcătuiți, în Dumnezeu sau în altfel, cei de sus păcătuiți mai mult decât cei de jos.
Așa că asta le pune Dumnezeu la îndemână în postul acesta, spovedania și împărtășania. Pentru aceasta l-a dus în fața noastră, la această parabolă, pe fariseu și pe vameș. Și l-a dat pe fariseu, care nu vrea să spovedească, care crede că a făcut numai bine din viața lui, și care n-a avut o legătură reală cu Dumnezeu. Inima lui nu s-a mișcat. El are o inimă ca un mecanism, care îi spune, acum fă bine, acum dă de pomană, acum du-te în templu, acum dă zeșială. Era un mecanism. Nu era o inimă vie. Pe când aveam și era o inimă mai vie. Măcar plângea. O inimă care plânge este o inimă pe care Dumnezeu îl iubește. Încercați să plângeți. Încercați să vă pocăiți. Încercați să vă spovediți, să vă profesiți, ca prin aceasta să ne facem părtași ai suferinței Mântuitorului. Să mergem cu Iisus de la începutul postului și până la ridicarea pe cruce. Să murim cu El. Să ne îngropăm cu El, pentru că a treia zi să fie cu El, în slavă lui Dumnezeu. Amin.